Te salut! Sunt Elena Cosma, psihoterapeut, coach și trainer în cadrul centrului Confident. Dacă te confrunți cumva cu gelozia și dorești să te debarasezi de ea, să știi că ți-am pregătit astăzi trei întrebări pe care să ți le pui și trei lucruri pe care să le faci pentru a gestiona mai bine gelozia. Te aștept imediat! Gelozia batovina. Cui îi place să fie gelozit sau cine se simte bine să gelozească? Evident că niciuna dintre părți. Ți-am pregătit pentru astăzi trei întrebări pe care să ți le pui și în funcție de răspunsurile pe care ți le dai, să vedem ce anume poți să faci în legătură cu asta. Numărul 1. Te-aș întreba cât anume dedici din timpul unei zile preocupării pentru partenerul de viață. Și aici include cât gândești despre el și la el, câte filme și scenarii faci despre ceea ce face el sau despre relația voastră. Da, dacă ar fi să ai un cadran, cum este ceasul, un cerc, cât anume de când te trezești și până te culci, sau o pizza, o diagramă de genul acela, câte felii de pizza îi se dedică lui sau îi le lași lui pentru el sunt și câte oprești pentru tine sau cât oprești pentru tine. Aceasta este prima provocare și dacă răspunsul nu-ți place, respectiv 7 felii pentru el și una pentru tine, te-aș întreba iarăși, îți place cum arată viața ta să oferi celuilalt din timpul tău, din energia ta, din viața ta, doar pentru celălalt? Unde este echilibrul? Unde este balanța? O relație echilibrată ar trebui să fie cea în care amândoi se potențează și oferă la fel. Dacă cumva te afli într-un astfel de dezechilibru, atunci hai să vedem ce este de făcut. Ți-aș recomanda să-ți faci un program zilnic. Întâi vezi cu cât vrei să reduci timpul alocat partenerului și aici mă refer la activități făcute pentru el sau griji făcute pentru el sau timp petrecut pentru a fi pe placul lui în detrimentul timpului personal. Deci, dacă nu-ți place, atunci vezi gradual cum poți să iei înapoi câte o felie și pentru tine, în așa fel încât să arate cel puțin echilibrat în următoarea perioadă, respectiv 6 pentru el și 6 pentru tine, sau 4 pentru el și 4 pentru tine, și nu 7 pentru el și una pentru tine. Dacă ar fi ca acest cadran al unei zile să fie metaforic vorbind precum o pizza. Da? Și creează programul unei zile incluzând fiecarei zile, de exemplu astăzi este miercuri, mâine este joi și astăzi creionezi programul zilei de mâine în așa fel încât să atribui pentru partener exact atât cât consideri că este corect și echilibrat. Deci, ce activități să fie cât mai variate, să presupună creștere personală, creștere profesională, timp dedicat copiilor, dacă aveți sau dacă nu aveți timp dedicat prietenilor, familiei, pentru tine, pentru grijă corporală, personală. Deci, ia-ți înapoi puțin câte puțin și dedică-ți ție. Treaba aceasta va lua ceva timp și e nevoie să ai un program riguros în care să-ți notezi cu o seară înainte ce-ți propui să faci pe ore a doua zi, în așa fel încât să-i dedici timp de calitate consistent și nu mult, dar ineficient. Numărul 2. Puneți această întrebare. Te-ai confruntat cu gelozia până acum, înainte de a fi cu acest partener, sau acum este prima dată când ți se întâmplă? Dacă cumva ai mai avut relații anterioare în care gelozia a fost prezentă, dacă ai avut chiar mai multe relații și partenerii necunoscându-se, totuși, dacă ai avea astăzi posibilitatea să-i întrebi ce anume a condus la
despărțire, invariabilă răspunde fiecare faptul că ai fost gelos sau geloasă și asta n-am mai suportat-o, sau că mă acuzai pe nedrept de lucruri pe care nu le făceam și era exagerat sau exagerată în legătură cu asta, și acești parteneri, spuneam, nu se cunosc între ei, atunci este clar că nu partenerul de viață îți generează ceea ce tu resimți, teama aceasta de abandon și tentația de a fi mereu în control asupra relației, asupra ceea ce face celălalt. Deci este clar că e timpul să îndrepți atenția asupra ta și să iei măsuri în această privință, eventual să te adresezi unui psihoterapeut și să-ți lucrezi această teamă de abandon sau ce anume se întâmplă cu tine de te provoacă să ai acest comportament nedorit și care nu face bine nici ție și nici lui, dar nici relației. Dacă cumva este prima dată când ești într-o relație cu un iubit, iubită, atunci raportează-te la relațiile de alt gen, cum ar fi relațiile de prietenie. Ca și copil ai avut tendința să te atașezi, să sufoci, să te superi pe prieteni dacă nu ți acordau atenție, timp sau nu te băgau în seamă și considerai că îi preferă pe alții, asta generându-ți tristețe, frustrare, neliniști și teama că vei fi singur, atunci înseamnă că ceea ce se întâmplă în relația ta actuală, prima ta relație de cuplu, este o continuare a ceea ce deja făceai. Și mai există și situația în care partenerul tău are niște comportamente care chiar ridică suspiciune, cum ar fi spune că vine la oră și nu vine, îl suni și nu răspunde. Vorbiți până la o anumită oră și de la o altă oră nu mai este de găsit. L-ai surprins de câteva ori cu minciuna și deși erai sigur sau sigură că este cum crezi tu, cu toate acestea el neagă sau ea neagă ceea ce tu ai observat sau ceea ce ceilalți ți-au spus. De exemplu, cineva îți trimite o poză cu el sau cu ea la masă cu altcineva și este clar că acesta este partenerul tău sau partenera, dar el neagă și spune cine ți-a trimis prostia asta, n-ai încredere în mine sau eram cu colega nu știu care sau știu eu. Găsește scuze pe moment sau petrece mult timp pe calculator, pe device-uri și are parole digitale astfel încât să nu metode din acestea de securitate care să nu-ți permită ție să ai acces, deși device-urile tale sunt neparolate, deci nu există reciprocitate și încredere. Da, deci are comportamente care te-ar putea face să îți pui întrebarea și neagă acest lucru. Pentru aceasta există consiliere sau terapie de cuplu sau există, știu eu, metode sigure de verificare. Important este să discuți asta cu el înainte de a trece la alt nivel și să îi obiectivezi ceea ce simți, ceea ce crezi și cum te face pe tine să te simți faptul că el nu este deschis, nu este la vedere, neagă și nu e dispus să discute despre asta, se enervează, ridică tonul și nu are un discurs civilizat. Deci, practic, nu este atent la ceea ce tu simți și ceea ce tu îi reclami. A treia întrebare pe care ai putea să ți-o pui pentru a fi mai departe de gelozie este aceasta. Ce aș putea să fac eu pentru ca partenerul meu sau partenera mea să-și dorească să petreacă mai mult timp cu mine în loc să petreacă mai mult timp cu prietenii, la serviciu sau cu alte persoane,
Pentru că atunci când te confrunți cu gelozia, devii solicitant și asta poate să fie dăunător relației și jignitor, poate pentru cealaltă persoană care este acuzată pe nedrept. De exemplu, dacă la nesfârșit o tot acuzi pe cealaltă persoană că ar fi în relație cu cineva, că sigur îți ascunde ceva, că nu e sinceră, că înșală, că așa, iar cealaltă persoană are valori personale sănătoase și nu ar face nicicum așa ceva, faptul de a fi mereu acuzată că înșală, că minte, poate să fie foarte frustrant. Deci, se poate ajunge până la a evita contactul cu tine sau a evita să petreacă timp cu tine, preferând alte persoane ca și companie. Deci, aici vine paradoxul, tu practic te agăți de celălalt, de teama de a nu fi părăsit și de teama de a nu fi singur și practic comportamentul tău nu face decât să îl îndepărteze, deci obții contrariul, continuând tot așa. Deci, se puneți această întrebare, în afară de a-l cicăli sau a-l controla sau a-l acuza că nu vine acasă, ce pot să fac eu pentru ca el să-și dorească să fie împreună cu mine acolo unde sunt și eu? Și desigur că este cel mai simplu este să zverși nervii sau să pui în act comportamentul acela nesănătos, nedorit, care nu face bine relației de control, de autovictimizare, de plâns compulsiv sau logore, ceartă interminabilă. Unde ai fost, ce ai făcut, de ce nu vii acasă, de ce nu mă preferi pe mine, de ce așa, alții sunt mai importanți, știu eu ce-ți vine să spui. În loc să găsești o strategie inteligentă, bine pusă la punct, care să arate că știi ce faci, care să te transforme într-un magnet, prezența ta să fie una atât de plăcută și de dorit, încât nu, să nu-și mai dorească să fie în altă parte decât cu tine, împreună cu tine, oriunde ar fi acest loc. Deci, cum anume poți să faci să transformi acest comportament de a te lamenta, de a te victimiza sau de a-l învinovăți pe celălalt, să te transformi într-o persoană plăcută, asertivă, care cere, respectându-i părerea și celuilalt atunci când are ceva de cerut, care spune despre sine ce se întâmplă și ce anume își dorește și ce nu își dorește, tratează cu calm orice situație. Asta înseamnă că e timpul să lucrezi cu tine la managementul emoțiilor și multe, multe alte lucruri care pot sta în spatele a ceea ce te face pe tine să reacționeze așa. Ce vreau să spun este că se poate, nu este imposibil, așa că te invit să lucrezi cu un psihoterapeut sau să participi la un curs sau să citești sau să urmărești astfel de materiale instructive care să te ajute să îți depășești impasul acesta relațional. Dacă vrei să afli mai multe, poți veni la cursul de la Confident despre dependența emoțională și îl poți achiziționa fie în varianta online, fie să participi în sistem videoconferință sau la sală atunci când se va putea. Te aștept cu drag și sper să-ți fie de folos ceea ce ți-am transferat astăzi. Pune în aplicare ce am discutat și te rog să lași un mesaj mai jos și să te înscrii și la canalul Centrului Confident. Să comentăm împreună ce ai reușit sau ce provocări ai avut în legătură cu gelozia. Mult succes!